Salut săgetători! Voi face citirea pentru perioada 1-15 martie, o perioadă în care avem energia acumulată atât în vărsător cât și în pești, prin steliumul care se formează în cele două zodii, dar și în funcție de case, o să primiți as aceste aspecte la horoscop. De asemenea, avem o lună nouă pe 10, săcetătorii vorbim, deci avem un aspect între Jupiter și Soare benefic. Haideți să vedem ce se întâmplă cu voi, da, în această perioadă, o etalare legată de domeniile de viață. Aveți aici un șase de cupe. Șase de cupe arată o relație cu o persoană din trecut. Deci, un aspect foarte important în viața voastră va apare o persoană cu care ați co colaborat, ați copilărit, ați studiat. O persoană care vine să vă aducă aminte de trecut, de relații, de sentimentele din trecut. Voi, Voi s-ar părea că, iată, aveți un patru de spade. Am zice că uh, vreți să cunoașteți mai bine acest mecanism al trădării: ce se întâmplă. Uh, deci, uh, un patru de spade. Uh, meditați, gândiți. Uh, sunteți cumva afectați de o trădare și, am zice, chiar de anumite aspecte. De asemenea, aveți un prinț de fericirea. Fericirea depinde de vești pe care le primiți sau le duceți. Pentru voi... Fericirea este de a uh, munci, de a călători, uh, de, a dori, uh, de a vă dori echilibrul. Uh, luptați pentru bine, pentru adevăr. Deci am putea spune că vă reprezintă pe voi dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei. S-ar putea săgetătorii, să, să săgetătoarele să de data asta. Uh, cele care aveți ascendent, zodie, lună plină în Săgetător, să vă doriți să primiți o veste care vă dă o bucurie totuși, sau uh, fericirea voastră se depinde de o veste adusă tot de un Săgetător, de un bărbat Săgetător, sau ascendent în Săgetător, deci cu un aspect pe Săgetător. În schimb, voi aici aveți, uh, iată, moartea. Uh, cunoașterea, studiile, călătoriile, ceva s-a finalizat. Fie că unii dintre voi ați călătorit și acum ați terminat aceste călătorii și o să vă ocupați de altceva, fie că studiați și s-a terminat acea perioadă de studiu, ați dat un examen, ați finalizat și acum va urma altceva în viața voastră. Acesta este aspectul pe moartea, deci. Arată că ceva s-a încheiat în acest capitol de viață, în acest domeniu de viață, al cunoașterii, a studiilor, al cărătorilor Resursele, locul de muncă, cariera. Resursele, umprinse cu P. Tântați să cheltuiți, săgetătorii, fie că... Vă doriți călătorii, doriți să faceți ceva și veți cheltui. Aici apare o, o cheltuială, o risipă. Pare să fie ca un fel de curtezan, deci o persoană care nu se uită la bani, se uită la plăcere, deci își urmărește în viață plăcerile. Cam asta ar trebui să. Pe resursele voastre sunt, am zice, mai mult. Sunt destul de mici și chiar uh, intră într-un domeniu de risipă. În schimb, uh, la locul de muncă aveți o trădare, cineva vă trădează. Uh, cineva vă aduce această suferință: trădare, minciună, răutate. Uh, fie că e un șef, fie că este un subaltern sau un coleg. În schimb, menirea voastră este, să zicem, cariera voastră profesională sau socială depinde de o împăcare. Un doi de cupe. Va trebui să vă împăcați cu cineva, să ajungeți la o discuție, la o înțelegere, ce dați și voi, cedează și celălalt, astfel încât să ajungeți la aspecte benefice un doi de cupe. Da, deci e un aspect benefic, o înțelegere, armonie. Vorbim de comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frasurori, vecini, verie, voi aveți foarte multă speranță. Speranța să vă protejați drumul, astfel încât să Vă bucurați de acest drum, deci speranța să vă protejați acest drum, să dea un aspect benefic pentru voi, deci, vărsătorul, această speranță. Vă bazați foarte mult pe dreptate, pe adevăr, și vreți să vă protejați. Calea în, viață. în ceea ce privește împărăteasa, împărăteasa vine cu uh, aspecte benefice legate de un contract. Am putea spune că, dacă vă doriți, ce este posibil, este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Uh, împărăteasa uh, dă aspecte foarte benefice. Uh, Vorbim de uh, abundență, fertilitate, dar întotdeauna, uh, așa cum am spus, și împărăteasa, ca și împăratul, aduc o anumită autoritate. Deci trebuie să țineți cont de această părere a împărătesei. Deci, probabil, cineva poate să fie vorba de o femeie cu un aspect uh, legat important de balanță sau de taur și. Uh, este bine să discutați, să analizați aceste aspecte legate de un contract. Cu relațiile pe care le aveți, cu prietenii, cu protectorii, s-ar putea comunicați foarte bine, nu este nicio problemă. În ceea ce privește nouă de cupe, deci în familie, schimbarea, transformarea sau renașterea și 10 de cupe în casa 12. -a. Am putea spune că pentru voi aveți un nou de cupe, o relație care arătați că vă simțiți foarte bine, nu vă deranjează această relație, totul este plăcut, arătați celorlalți că vă înțelegeți foarte bine în această relație, și că nu vă deranjează nimic. O relație benefică, un aspect benefic pentru voi. În schimb, dacă vorbim de nouă de spade. Aici este destul de dificilă problema, sunt dușmani pe care îi aveți, dușmani care vă dau într-adevăr dureri de cap, este vorba de schimbări, transformări, dar s-ar putea să fie și un domeniu al renașterii, deci să reușiți să vă ascundeți scopurile, astfel încât să mergeți mai departe și să obțineți ceea ce vă doriți. Uh, sacrificiul vostru, secretele voastre sunt legate de un zece de cupe, de familie, familia care vă susține. Uh, Vă bazați pe familie, am putea spune, va duce un aspect benefic acest 10 de cupe. Deci, dacă observați, aveți trei arcane majore, o finalitate legată de studii, de cunoaștere, de. Filozofie, de călătorii, dar totuși, în comunicare, aveți foarte multă speranță să rezolvați anumite probleme în viața voastră. În schimb, împărăteasa vine și vă arată că aceste schimbări, aceste contracte, asocieri, procese pot fi rezolvate dacă vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept și știți să îmbinați o activitate pe fecundă cu dreapta judecată. Deci am putea spune că voi trebuie să vă concentrați mai mult pe finalizarea unor studii, dar și pe contracte noi, asocieri. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!